Bună seara, prieteni, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Sportul Gojean. Eu sunt Cătălin Pasăre. În această seară discutăm despre fotbal, discutăm despre viitorul Târgu Jiu. Băieții au jucat câteva meciuri în play-out și urmează duelul cu Ripensia Timișoara. Noi discutăm cu doi tineri jucători ai formației gorjene. Este vorba despre Adrian Gogea și Răzvan Vulpe. Bună seara, băieți, și bine ați venit în premieră la emisiunea noastră. Bună seara. Bună seara și bine v-am găsit. Bun, sunteți doi dintre cei mai tineri componenți ai formației, o formație care a suferit modificări de-a lungul timpului, deși are o viață relativ scurtă. Aș începe cu acest sezon. Adrian, că ești în dreapta mea aici, primul, spune-mi cum a fost pentru tine campionatul și dacă sunteți puțin dezamăgiți, ești puțin dezamăgit că viitorul nu a ajuns și în play-off, deși nu era chiar obiectivul oficial al echipei. Nu știu, eu mă bucur că am început să joc, mai ales play-out-ul. A venit mister care mă joacă, am avut și puțin noroc, fiind rămânând singur pe poziția de fundaș stânga. Cât despre echipă, da, normal, puteam face mai multe și nu știu, dar per total, eu zic că ne-am mișcat bine, am jucat bine. Ce v-a lipsit, părerea ta, ca să ajungeți în primele șase? Puțină concentrare, aș putea spune, câteodată neavalul. Da. Răzvan, tu, cum ai catalogat sezonul până acum? A fost un sezon bun de făcut de băieții noștri și se putea chiar mai bine. Ne-am fi dorit să intrăm în play-off, dar asta este acum. Vedem sezonul următor ce se întâmplă și sper să prindem play-off sezonul viitor. Ce a lipsit echipei? Bineînțeles, au fost și aceste schimbări. A plecat domnul Stângă, s-a întors, a venit acum domnul Cojocaru. Totuși, defensiva voastră a fost fragilă. Nu v-ați apărat bine ca o echipă, să spunem. Cel puțin asta am văzut eu. Sincer, da, am primit foarte multe goluri, multe greșeli personale și încet începem să le punem la punct. Primim cât mai puține goluri, încercăm să ne facem treaba și să ieșim mereu învingători pe teren, că asta contează. Bun, Adrian, am înțeles că postul tău preferat este în defensivă, da? Da. Ce a lipsit defensivei să fie mai eficientă? Din păcate, voi ați luat goluri și în aceste meciuri, chiar două goluri în ultima partidă cu Unirea Constanța, deși ați dat șapte, nu se mai iau în calcul. Se mai iau în calcul, era mai frumos dacă pe tabelă scria 7-0. Bineînțeles, da. Dar... da, cum zicea și Răzvi, multe greșeli personale și din păcate nu a fost o linie de fund foarte solidificată, să zic. S-au făcut multe schimbări, multe improvizații. Da, bravo, contează și asta. Da, poate și omogenitatea. Puteam să ne înțelegem mai bine în ecuație. Să ne raportăm și la ultima partidă. 5-0 la pauză, 7-2 final. Spunea înaintea jocului antrenorul Călin Cojocaru că meciul trebuie tratat cât se poate de serios. Ați plecat ca din tun în partida asta. Cum a fost? Da, mister a avut dreptate și noi l-am ascultat. Am început bine, i-am luat tare. Am avut 3-0 minute, 12 sau 16, nici nu știu. Și de acolo mi s-a făcut meciul mai ușor. De-aia și a doua repriză n-am mai marcat 5 ca în cea precedentă. Din păcate, cum a zis, ne-am relaxat și am luat și cele două goluri. Da, ne-a spus mister, trebuie să-i luăm tare, pentru că o echipă de genul e un meci greu dacă nu-i dai gol repede. Da. Răzvan, cum ai simțit meciul ăsta cu Unirea? A fost un meci destul de ok de făcut de noi, dar a doua repriză am ieșit relaxați de la vestiar. S-a văzut și pe teren, au început un pic să ne domine și posesia lor a fost una lentă acolo în jumătatea lor. Și ați intrat puțin în jocul lor? Am intrat, da, dar am și marcat două goluri, am luat două goluri foarte ușoare,
Asta este, până la urmă trecem mai departe și trebuie să ne concentrăm mai mult când ieșim a doua repriză de la vestiare. Ca fotbalist, cât de greu este să evoluezi împotriva unor astfel de echipe și vorbesc mai ales din punct de vedere al concentrării, pentru că am văzut, să o recunoaștem, Unirea Constanța este o echipă care e cu un pas în Liga 3 și este o echipă formată așa în pripă, în grabă, în iarna aceasta, pentru că nu se știa foarte bine dacă continuă sau nu campionatul. Dacă tratezi meciul serios din primul minut, poți să ți-l faci ușor chiar din minutul, din prima repriză și nu o să ai multe probleme cu astfel de echipe. Dar, în schimb, dacă nu ești concentrat și nu ai o atitudine bună, o să-ți faci meciul greu și dacă primești gol după aia, cine știe ce se întâmplă. Ne bucurăm că am reușit să câștigăm. Până la urmă, 7-2 nu e un scor așa ușor. Bineînțeles. Nu știu dacă ați mai marcat 7. Nu, am mai marcat 7 goluri. Nu. E un lucru bun pentru noi că am reușit să înscriem atâtea goluri. Chiar dacă a fost o echipă care, cum a spus dumneavoastră, e cu un pas în Liga 3. Bun, din nefericire pentru voi, să spunem așa, ați început play-out-ul cu un insucces, ați fost învinși acolo la Brașov, deși ați condus. Adrian, ce s-a întâmplat în acel meci? Am început bine meciul, părerea mea. Am contraatacat formația adversă, care joacă un 3-5-2. I-am închis bine, am avut și noi contraatacurile noastre, mai ales am marcat primii. Exact. Însă, chiar în ultimul minut, încă o greșeală personală, s-a făcut un penalti. Altfel era părerea mea, dacă intram cu avantaj la pauză. Am intrat cu 1-1 la pauză și de acolo au început frustrările. Ați luat gol exact în ultima fază. Minut, da, al reprizei. Exact, da. Și a doua repriză, cei de la Brașov, părerea mea că au intrat mult mai dornici să câștige. Nu știu noi de ce n-am făcut-o. Bine, adevărul că au dat și niște goluri frumoase, da? Da. Dar, din nou, cu puțină atenție și mai multă atitudine, nu aveam probleme nici cu ei. Dar greșelile personale fac diferență câteodată. Răzvan, e a doua înfrângere împotriva Brașovului. Am mai bătut o dată acasă sezonul acesta. A venit și acolo superioară echipa lui Dan Alexa, în opinia ta? Ultimul meci, pentru că ultimul meci am jucat, în primul nu am jucat. Prima repriză, cred că o dominare din partea noastră și cred că meritam să intrăm cu un avantaj la pauză. Am intrat cu mai multă ambiție, dorință a doua repriză și s-a văzut și pe tabelă. Greșeli, iar peste greșeli, în defensivă. Am luat și două goluri, foarte repede, cred că 8 minute diferență între ele și n-am mai putut să ne întoarcem. Asta este. Da. Să privim și spre viitor. Facem și un joc de cuvinte să privim spre viitor, la viitorul. Sunteți doi fotbaliști tineri, 18 Adrian, respectiv 20 de ani tu, Răzvan. Haideți să o luăm așa. Ce v-a determinat sau cum ați ajuns la echipa aceasta? Adrian, tu ești din Satul Mare, dacă nu mă înșel, da? Din Satul Mare, distanță considerabilă, să spunem, dar în fotbal, fotbalul vorbește toate limbile și transferurile sunt posibile oriunde. Dar cum de-ai ajuns la o vârstă atât de fragedă de la Târgu Jiu și ce ai găsit aici? Am venit la 17 ani, mi se pare. Antrenorul de unde am fost eu la Satul Mare, domnul Cristi Popa, la care îi mulțumesc încă o dată pentru că m-a ajutat foarte mult în carieră. Era foarte bun prieten, încă e prieten, foarte bun cu Lupuț Cristian, care a fost antrenor aici. Echipa avea nevoie de junior, eu la Liga 4 de unde am venit, unde am fost capitan, am avut un sezon bun la Liga 4, cât se poate de bun la Liga 4 și în Cupa României am ajuns departe și m-a propus, am venit în probe o săptămână sau două, nu mai știu. Am impresionat, aș putea spune, am avut câteva antrenamente și un joc de pregătire și am venit. Din păcate am ratat cantonamentul, anul acela s-a dus în Bulgaria echipa și am ratat cantonamentul, dar am venit. A influențat acest lucru mult? Spui.
Faptul că ai ratat cantonamentul și n-ai avut timp să te pregătești cu viitorii tăi colegi. Poate atunci pe moment s-a simțit puțin diferența, pentru că eu făceam pregătirea Liga 4 și băieții au făcut o Liga 2 și e cam mare diferența. Poate atunci pe moment. Acum deja mă simt bine, deja de atâta timp. Ce... Cum îți vezi tu viitorul din perspectiva asta? O să mai rămâi la Târgu Jiu? Bineînțeles, dacă și clubul dorește să mai rămâi, dacă și tu dorești să mai rămâi, te-am mulțumit cam ce ai găsit în orașul acesta. Nivelul, presupun, Liga 2 este încă unul bun? Da. Eu când am venit așa de repede m-am mutat, bineînțeles, și cu școala. Nu știu. Te-ai adaptat la Târgu Jiu? Da. La început era puțin problemă cu accentul, nu prea înțelegeam până m-am obișnuit. Cu fusei veni ăsta, nu? Da, da, da. Dar da, m-am acomodat. Specifice zone. M-am acomodat. Am fost și ajutat să fiu acomodat din partea clubului, din partea băieților. A fost foarte, foarte de treabă cu mine. Cum ai catalogat evoluțiile tale de până acum? Ești mulțumit de ce ai realizat până acum la Viitorul? Mulțumit, dar se poate mult mai bine și mult mai mult. Răzvan, să vedem povestea ta. Ai venit de la Filia și acolo a antrenat tot de un gorjean. Tu ești de aici, de-al nostru, da? Da. A antrenat tot de un gorjean, Mario Găman, care apoi a venit la Pandurii. De ce Viitorul Târgu Jiu? Am avut un meci amical în iarnă cu Viitorul Pandurii și am fost propus de domnul Flaviu Stegan. Amicalul a fost dimineața, am fost sunat seara pe la ora 8-9. S-au mișcat lucrurile. Ultima zi de transfer, exact ultima zi de transfer, am venit, am semnat seara și de acolo a început drumul meu la Liga 2, să zic. Tu ai fost mulțumit personal de ceea ce ai găsit la Târgu Jiu, de condiții, de restul? Să știți că da, chiar sunt mulțumit ce e aici. Exact când am venit, echipa s-a bătut la play-off, chiar până în ultima etapă, când am pierdut cu Dunărea Căraș. Și a fost. Da, a fost, rămâne cel mai bun sezon al. Da, chiar a fost pe departe cel mai bun sezon și o echipă extraordinară atunci. În rest, sunt condiții bune aici la Târgu Jiu, nu pot să mă plâng de absolut nimic. Nivelul Ligii a doua este unul foarte bun și sper să fac pasul cât mai repede la Liga 1. În cât timp îți dorești așa? Toată lumea, acum viitorul fotbaliștilor depinde foarte mult și de forma de moment și de, nu știu, un antrenor care să le dea încredere. Sunt mai mulți factori care contribuie la ascensiunea unui jucător și implicit la prinderea unui transfer. Acum tu, sunt sigur că ți-ai făcut o idee cam când vrei să faci pasul spre Superliga, să zicem. Probabil o vârstă mie de așa 23-24 de ani, însă mai cresc un pic și în joc și în gândire și mentalitate, în tot, ca să pot să joc și să acumulez multe minute la Liga 2 ca să pot să plec la Liga 1. Cum ai catalogat prestațiile tale de până acum? Au fost și meciuri bune și meciuri slabe, pentru că n-am avut o linie constantă de meciuri bune, dar în schimb sunt mulțumit pe de dreptul ce s-a întâmplat aici. Sper de acum încolo să nu mai am meciuri slabe și să evoluez foarte bine și să pot pleca de aici numai bine. Contează pentru tine faptul că ești gorjean, joci totuși la o echipă din Gorj? Da, sunt acasă, familia aproape, prietenii sunt aproape, totul de aici din oraș mie ca acasă și e mai ok decât cum e colegul Adrian de la Satul Mare, așa distanță până la casă. Dar asta cu distanța în fotbal, nu cred. E relativă. Nu până la urmă, avem, uite, un Petru Mingote care s-a mutat în Târgu Jiu, da? A îndrăgit locul ăsta. Sau, și exemplele pot continua. Bun, băieți, v-aș întreba în felul următor. Cam ce vă trebuie vouă sau unde credeți că mai aveți de lucrat? Repet, vârsta este încă foarte fragedă. Evident, un fotbalist se află într-un proces de continuă învățare. De-a lungul timpului sunt fotbaliști de peste 30 de ani care încă susțin că mai au ce învăța din fotbal, dar dacă v-ați autocaracteriza, da, Adi, unde mai ai de lucrat? În opinia ta, bineînțeles, sau dacă mai ai de lucrat undeva? Bineînțeles că mai am de lucrat și probabil, cum a spus, vom lucra până la 30 de ani. Personal, la partea fizică, ar trebui să mai pun pe mine, vezi că am scund, deci ar trebui să lucrez la forță.
măcar tehnica individuală puțin. Ar fi mai multe la care m-aș putea perfecționa. Nu știu. Mă ajută faptul că sunt puțin rapid. Am... Nu știu. Și alte calități, te rog. Alte calități. Păi, nu știu. Sunt rapid. Determinat. Determinat, da. Uite, Răzvan a spus că, bine, la 20 de ani ai lui, pe la 23-24 trebuie să prindă neapărat Superliga. Tu, cum te vezi din punctul ăsta de vedere? Eu mai am 2 ani, cred, de junior la Liga a doua. Sper să continui să joc, să acumulez și eu minute. La fel și eu cred că după ce îmi termin perioada de a fi junior, mai am nevoie de 2, 3, 4 ani. La fel ca Răzvan, să acumulez minute, încredere pentru a face pasul la Liga 1. Discutam înainte de emisiune și îmi spuneai, Răzvan, că te consider un fotbalist polivalent. Totuși, n-ai niciun post acolo preferat, să zic, în teren, unde te simți tu cel mai bine? Cred că mijlocaș central e cel mai bun post pe care îl prefer eu. Uite, dar... interesant, n-aș fi zis la prima vedere că mijlocaș central e postul pe care îl preferi. Pot și mijlocaș stânga. Pentru că... De cele mai multe ori te-am văzut acolo. Da, bandă, în general bandă. Bandă stânga sau bandă dreapta. Acum joc fundaș dreapta, de când, din iarnă. Și... un pic, cred că trebuie să mai lucrez la poziționare. Am de suferit uneori. Dar încet, încet le pun la punct și pot să dau același randament ca pe post de mijlocaș central. Consideri asta o calitate, polivalența asta? Da, mă ajută pe mine personal și unde este nevoie ca să joc acolo trebuie să merg să joc. De că mi-am amintit că am văzut un interviu cu Mihai Căpățână, jucătorul Universității Craiova, da? Și spunea, eu n-am nicio problemă, pot să joc oriunde, la mijlocul terenului, fundaș dreapta, în bandă, și oamenii insistau, dar totuși care-i postul prefer, nu? Eu doar să intru pe teren. Și într-adevăr, câteodată l-am văzut jucând așa. Dezinvolt pe toate pozițiile astea. E un lucru bun pentru jucătorii din ziua de azi care sunt polivalenți, pentru că te ajută personal pe tine. Și cum a zis și dumneavoastră, cum i-ai Căpățână. Am văzut și eu, da, foarte determinat și același n-am pe toate pozițiile la Craiova. E un lucru bun să pot să dai randament pe toate posturile. Adi, fundaș stânga, rămâne? Rămâne, fundaș stânga. Postul tău preferat. Da. Am fost încercat în ultima etapă din anul trecut, mijlocaș, a scârțit, sincer. A doua repriză am trecut fundaș stânga și a fost mult mai bine. Ok. Haideți să aruncăm o privire pe clasamentul din grupa B a play-out-ului. Deocamdată sunteți pe locul 4, distanța nu este mare față de primul loc, 6 puncte, da? FC Brașov... considerabilă, a spune, față de poziția care duce direct în Liga a doua, 12 puncte cu, între voi și Ripensia Timișoara. Progresul Spartac, loc de baraj, 17 puncte, voi aveți 28, 11, deci. Cât de importantă e partida de la Ripensia? E importantă partida de la Ripensia, dar și restul sunt foarte importante. Începând cu partea de la Ripensia, cum să zic, este foarte important să ne păstrăm aceeași atitudine pe care am avut-o cu Unirea Constanța. Meciul nu va fi unul ușor, mai ales la ei, unde acasă fac meciuri bune. Este important ca, în primul rând, matematic să ne salvăm de la, Doamne ferește, retrogradare sau baraj, ca după aceea să fim mai liniștiți mental. Dar meciul, nu știu, va fi unul cu presiune. Bun, presiunea mai mult pe ei, totuși, pentru că noi avem o poziție superioară în clasament. Cel puțin așa văd eu lucrurile. Răzvan, tu cum vezi? Matematic mai sunt șanse, dar din punctul meu de vedere cred că e imposibil. Nici baraj nu putem să mai prindem. Ne mai trebuie, cred că, o victorie. Ceea ce înseamnă ca Spartac să învingă toate meciurile, să,
să nu aibă de suferit deloc. În fotbal s-au mai văzut minuni. Da, ai dreptate. Da, puțin probabil. Puțin, o probabilitate mică. Dar noi mergem să câștigăm fiecare meci. Batem la prin pensia, pentru că de asta mergem să jucăm fotbal. Trebuie să ieșim victorioși. Și după aia vine Chiajna acasă. Trebuie să jucăm și cu Chiajna, pentru că chiar dacă este acolo în primul loc, al doilea loc, are meci minus. Trebuie să-i batem, să fim motivați, să avem atitudine și o să ieșim învingători din toate meciurile dacă jucăm cu aceeași ambiții de a juca sâmbătă. Există vreo echipă net superioară, părerea ta, față de viitorul, să spunem, da? Din punctul meu de vedere, nu. Ce echipe sunt acum în play-out, putem să ne batem de la egal la egal cu orice echipă. N-am bătut Steaua, am bătut Dinamo. Nu mi se pare nicio echipă. Corect, echipe de play-off. Deși Dinamo nu dădea semne că o să ajungă, iată că încet, încet. Un început greu din partea lor, da. Da. Început greu, da. Dar uitați, acum este pe locul 4. Exact. Foarte aproape. Bine, Dinamo un club de tradiție, sunt convins că pretențiile sunt mari acolo, dar... Bun, pe de altă parte, din iarnă, da, domnul Cojucaru, Adrian, în opinia ta, ce a adus nou la echipă? A început să înțeleagă foarte mult jucătorii. Le-a dat încredere, știe să vorbească, știe să ne motiveze. Are foarte mare încredere în noi, ofensiv vorbind. Pe defensivă mai rămâne sau mai rămas cu sechele. Mai să ferim, da. Este convins că meci de meci putem marca, pentru că suntem în ofensivă, suntem foarte valoroși, avem jucători foarte valoroși, talentați, care pot face diferența. Pe defensivă ne cere mereu, ne cere atenție, ne cere... Justificat, da. Justificat la cum arată statistica sezonul ăsta. Răzvan, din perspectiva ta, ce a adus nou Călin Cojucaru? Cred că a adus un plus din punctul ăsta de vedere al echipei și al grupului. Pentru că e mai important să ai un grup unit și să nu te bazezi pe calitățile individuale a jucătorilor. A adus un plus grupului deoarece e mai multă omogenitate și am început să ne înțelegem mai bine și cu colegii. Este un plus pentru noi. Dar tot la fel, avem de suferit pe faza defensivă. Ofensiv, cum a zis și domnul Adrian, nu avem probleme. Am marcat destule goluri. Așa este. 7 doar în ultimul meci. Se pune, deși este unirea. Da, un număr de goluri ok. Am început play-out-ul tot la înfrângere cu Brașov, dar trebuie să ne punem la punct pe faza defensivă. Asta e cea mai importantă. Nu e gol, nu pierzi. Cât de sus credeți că puteți să terminați campionatul? Sau care este obiectivul pentru finalul acesta de sezon? Adi. Brașovul și Chiajna s-au cam distanțat. Părerea mea că chiar după ei pe locul 3 ar fi locul nostru. Pentru că nu văd de ce nu. Ne batem de la egal la egal cu restul, cu toate. I-am fi ajuns și pe ei dacă nu s-ar fi distanță de așa de tare. Poate, dacă nu pierdeați la Brașov, cine știe? Răzvan? Cred că un top 3 să fim acolo. Batem Dumnezeu și trecem peste ei. Meciul direct cu ei și... Acum nu putem să pierdem la Timișoara. Din punctul meu de vedere, mă gândesc că nu pierdem, pentru că suntem mult mai buni decât ei. Și Dumbărvița nu cred că o să reușească ea să câștige toate meciurile. Și noi să le pierdem pe toate. Din punct de vedere al lotului, și lotul a suferit unele schimbări. Răzvan, tu ai ajuns ceva mai devreme, da? La Viitorul. Ai prins, așa cum spuneai, acea perioadă în care echipa s-a bătut, a fost și în Cupa României, da? Aproape de o, exact, aproape de o surpriză imensă, dacă intra atunci în finală.
Până la urmă este însă lăudabilă și performanța. Cum ai văzut tu schimbările astea de jucători de-a lungul sezonului? Strict din perspectivă fotbalistică te întreb, da? Dacă te înțelegeam mai bine cu anumiți băieți înainte sau ți se părea un nucleu mai sudat? Pentru că, evident, omogenitatea suferă când tot vin și pleacă jucători. Și în completarea întrebării, cum ai simțit și perioada asta din iarnă în care au mai plecat fotbaliști, dar au și venit pe de altă parte? Cred că omogenitatea asta a grupului își spune cuvântul. Pentru că atunci colegii erau mult mai uniți, mai solizi în vestiar și eram toți pentru unul și unul pentru toți. În schimb, încet, încet, nu mai suntem chiar așa cum am fost înainte și probabil de asta nici rezultatele nu sunt pe măsură. Dar putem să reușim. De ce nu? Din vară, un grup mai unit și dacă rămânem aceiași jucători de suntem acum, putem să facem o surpriză plăcută campionatului. În opinia ta, lipsesc, nu știu, mai mulți jucători cu experiență, poate la viitorul, te întreb? Nu, de ce? Nu, jucători tineri, o echipă tânără la viitorul Pandurii aici și cu atitudine corespunzătoare putem să defilăm și la anul și fiecare an. De ce nu? Adrian, mai puternică echipa din iarnă? Care-i părerea ta? Bine, nu au fost multe schimbări, multe să spunem așa, sincer, da. A fost ca atitudine, ca și schimbările astea. Uite, dăm un exemplu, un Siah. Marghează cu două goluri. Cine a mai venit acolo? Bine, n-a început grozav cu cartonașul la roșu, dar cum a spus și Răzvi, este important că echipa este tânără și că își dorește să se afirme. Cât despre schimbări din iarnă, v-am spus, n-au fost foarte multe și părerea mea că, de fapt, ceea ce contează mai mult este cum a venit și s-a impus domnul Cojocaru, care ne-a unit mai mult decât am fost înainte cu restul antrenorilor. Să vă întreb ceva care este interesant din perspectiva mea. Clubul are și echipă secundă. Nu știu dacă va avea și la anul, habar n-am, pentru că se întâmplă, sunt de-a lungul, nu știu, unor sezoane destule modificări. Se poate să fie viitorul 2, se poate să nu fie. Cum vă simțiți dacă jucați pentru satelit într-un meci în care, să spunem, nu sunteți selecționați, da? De către antrenorul principal de la viitorul. Și jucați pentru satelit. E ok din perspectiva voastră sau vă simțiți puțin, domnule, asta e viața, dar nu o să bag materiale pe aici, să-mi rup picioarele pentru echipa a doua și așa mai departe. Din perspectiva voastră. Nu, pentru că am evoluat amândoi până majoritatea meciului la Liga 3. De ce nu? Asta cu mentalitatea. Trebuie. Știi de ce te întreb? Pentru că sunt și anumiți fotbaliști care, când aud că au fost dați la echipa secundă, parcă le cade cerul în cap, da, și nici nu mai au chef să se întrebuințeze. Cunosc cazuri, nu nominalizez acum. Da, așa este, știu, și eu cunosc cazuri. Dar noi trebuie să mergem să ne facem treaba, trebuie să fim 100% concentrați, pentru că jucăm fotbal, orică jucăm acolo, orică jucăm aici. Chiar dacă este un nivel puțin mai scăzut decât aici, trebuie să ne facem treaba, să fim 100% concentrați și nu trebuie să luăm meciurile în derâdere. Pentru că e imaginea noastră de fotbalist. Da. Adi, ce zici? Eu zic că vă dați seama că alta e satisfacția când ești selecționat la prima echipă să joci la nivel mai înalt, dar atât de tineri fiind, putem să ne mulțumim și cu Liga 3, unde contează să ai meci, să nu stai. Pentru că meciul e cel mai bun antrenament. Trebuie să fii 100% și acolo, trebuie să ajuți echipa. Sunt mai mulți copii la echipa a doua. Și eu, fiind copil, vreau să-i ajut. Dar totuși, din punct de vedere psihic, da, psihicului, te simți puțin debusolat dacă făcând, nu contează că ai 18 ani, da? Făcând parte și jucând atâtea meciuri și pentru formația mare. Ești puțin dezamăgit dacă se întâmplă asta? Cred că poți să-ți pui un semn de întrebare dacă te-ai pregătit bine la antrenamente sau dacă n-ai făcut ceva bine, dacă ai fost trimis la echipa a doua. Psihic, da. Poți să fii puțin debusolat, dar trebuie să mergi acolo, să
să dai tot ce ai mai bun din tine. Mereu am fost supravegheați de antrenori, s-au interesat despre cum am jucat, dacă am jucat bine și a urmat să venim înapoi la echipa mare, dacă a fost ceva. Am mai avut etapă liberă, acum o săptămână sau două, mi se pare. Am fost la Șimian, am fost o echipă la Șimian, treabă. Unde ați și bătut, da? Da. Bătut 3-2. S-a văzut diferența. Nu ați mai încurcat și oamenilor planurile tale. S-a văzut diferența. Mă bucur că am putut să ajut. Și eu și Răzvi și restul băieților. Bine, era, chiar trebuia să aveți meciuri în picioare acolo, cât mai mulți băieți, pentru că fusese această perioadă de pauză. Da. Diferență mare, Răzvan, totuși, între eșalonul 3 și eșalonul 2? Sau sunt, nu știu, e o chestiune de detalii, poate și terenurile mai proaste și așa mai departe? Terenurile nu pot să zic, pentru că am prins terenul bun la Liga 3, e mai mult vorba de nivel și asta e prin poziționarea în teren al jucătorilor. Considerente tactice, da? Da, da. Și aici este un nivel superior pentru că multe echipe încearcă să aibă posesia la Liga a doua, zic, și jucători mult mai talentați. Și acolo la Liga 3 ai multă ambiție și alergătură, să zic așa. Pentru că nu au o poziționare foarte bună. Compensează. Prin altceva. Da. Ok, pentru restul sezonului, în plan personal acum, Răzvan, ce-ți propui? Din plan personal, să mai marchez 1-2 goluri. Bun. Și 3-4 pase de gol până la sfârșitul. Îmi place, că îmi dai și numere. E ok. Contează amândouă la fel de mult pentru tine? Pasele decisive, golurile? Nu. Sper să-mi ajute echipa. Orică dau pas, orică dau gol, sper să-mi ajute echipa ca să ieșim victorioși de pe teren. Că asta e cel mai important. Nu contează cine dă gol. Perfect. Adi. Eu îmi propun să joc restul meciurilor, să adun minute. Bineînțeles, dacă pot să-mi ajute echipa să dea gol, pasez decisiv sau marchez, dar pe mine mai mult mă interesează să adun minutele, să acumulez experiență, să fiu pregătit pentru următorul sezon. Până când aveți contract cu Viitorul și dacă vă vedeți aici și la anul? Eu mai am contract până în vara aceasta. Bun. Și încă aștept să văd ce îmi propun cei de la club. Până acum n-au fost discuții în acest sens, încă pe prelungire. Încă nu. Ai vrea să continui aici? Mi-ar plăcea, de ce nu? Echipa e în Liga a doua, undeva pe la mijloc, părerea mea. Ne putem bate la play-off anul viitor. Răzvan, tu? Mai am două sezoane aici și... Tu stai liniștit, adică liniștit din punctul de vedere doar dacă vine o ofertă de transfer, că în rest știi unde joci și de pe acum. Da, nu e problema asta. Chiar mă simt bine aici. Sunt acasă, toată lumea e apropiată aici în Târgu Jiu și mi-aș dori să plec de aici doar la Liga 1. Ai și vreo destinație anume unde te-ai vedea? Nu, chiar nu am o destinație anume. Oriunde sper să debutez la Liga 1. Asta e tot ce contează. Adi, vreo echipă preferată? Nu, sincer, nu. Eu sunt stelist de mic, dar FCSB o țintă cam înaltă și nu știu dacă... Nu se știe caz. Niciodată. Sperăm. Ce se întâmplă și pe acolo. Acolo trebuie să placi și patronului, mă rog. Ai văzut că sunt multe discuții. Sunt jucători care prind 45 de minute constant și așa mai departe. Dar, cu toate acestea, la FCSB totuși s-au făcut investiții destul de mari și cu toate intervențiile de care vorbeam mai devreme, echipa se bate an de an acolo la primele poziții. Titlul, nu știu, n-am mai luat de ceva vreme. Mai avem vreo 10 minute din emisiune, aproximativ. Să ne concentrăm și pe momentele frumoase, că sunt convins că sunt și momente dificile în viața fotbaliștilor, plus antrenamentele și toată uzura aceasta.
Răzvan, pentru tine, care a fost cel mai bun moment până acum de la Viitorul Târgu Jiu? Fotbalistic, desigur. Pe Cluj Arena, când am intrat în semifinalele Cupei României, când am reușit să câștigăm cu 3-1. Cred că a fost cel mai bun moment fotbalistic. Pe plan personal vorbesc. Bun. Ați jucat după aceea cu Universitatea Craiova, echipă care urma să câștige competiția în acel an, da? Se putea mai mult în bănie, ați avut cât a fost? 3-0 parcă scorul sau cât a fost? Da, parcă 3 sau 2-0, nu mai știu. Acolo parcă s-a rupt ceva, dacă obțineați poate un rezultat mai bun acolo, da, se juca calificarea la Târgu Jiu. Da, era posibil orice dacă reușeam un rezultat bun acolo la ei. Dar o echipă bună, o echipă superioară, chiar a fost superioară în ambele meciuri contra noastră. Au meritat victoria. Când mai vezi viitorul atât de aproape de un trofeu? Am timp, pentru că am o vârstă fragedă, cum a zis și dumneavoastră, și sper să câștigi și eu primul trofeu. Adrian, cel mai frumos moment alături de viitorul? Cel mai frumos moment ar fi între meciul cu Pandurii din cupă de anul trecut, când a fost multă lume la meci. Da, așa este. Surprinzător. A fost galerii. N-am mai experimentat așa ceva la Liga 4, n-am mai experimentat așa ceva. Ar fi aia sau debutul, în care consider că am făcut un meci chiar decent. La Brașov, da? Da. Tot la Brașov. Atunci s-a terminat egal? 2-2, da. 2-2 după ce am condus 2-0. 2-0 la pauză. 2-0 la pauză, 2-2 final, da. Da. Da, ar fi unul dintre astea două, dar cred că aș merge totuși pe meciul din cupă cu meciul Pandurii. Din cupă cu Pandurii. Nu mai țin minte că 1-0 sau că s-a terminat. Da, 1-0. Da. 1-0, da. Oricum, duelurile dintre Viitorul și Pandurii au fost interesante atâta timp cât au fost mereu și cu echipa a doua, mereu încrâncenate, când diferența de scor n-a fost mare, pentru că Pandurii au și avut unele probleme financiare, n-au putut alinia tot timpul o echipă similară cu cea a Viitorului, dar acum sunt foști Panduri și aici, da, Gabi Dodoi, Denis Brânzan și așa mai departe. De ce credeți voi totuși că vorbeați de momente frumoase când stadionul a fost mai populat? De ce credeți voi că încă n-a reușit Viitorul să atragă Răzvan un capital de suporteri important? Bineînțeles, asta adaug eu, sunt și rezultatele, pentru că poate dacă erați în play-off acum, altcumva stătea situația. Da, și eu tot din vina rezultatelor dau vina că nu avem un public numeros la fiecare meci, dar am avut și în acest sezon, cred că am avut un număr mare de spectatori cu meciurile astea importante, cu Steaua, Dinamo și adversarii având o galerie frumoasă. Și la noi mulți oameni la meciuri. Neașteptat, chiar au fost momente neașteptate sezonul acesta. Adi, ce zici? V-ar ajuta mai mult, nu știu, să aveți o galerie formată, niște fani mai activi? Ar ajuta. Acasă, bineînțeles, da. Că ne-ar ajuta. Altfel ar fi atmosfera, altfel ne-am simțit, am fi mai motivați, mai energici. Părerea mea că nu se strâng așa mulți oameni la stadion, cea mai mare parte, cum am spus, din cauza rezultatelor. Bun. Pentru că am avut, la un moment dat, în acest sezon, câteva victorii la rând, 3-4, și a început să vină lumea. Însă după ne-am cam împotmolit și iar n-a mai fost așa multă lume. O galerie ne-ar prinde bine, sincer. Da. Răzvan, deși ești un jucător tânăr, fiind gorjean de aici, din regiune, sunt convins că ai văzut când Pandurii intra, să zicem, în cupele europene sau când juca încă în Liga 1, că în 2013 cred că erai destul de mic, da? Și după aceea 2016 și așa mai departe. Ce crezi că ar lipsi pentru ca o echipă de fotbal, să zicem Viitorul, da? Să poată tinde spre promovarea în prima ligă? Cred că ne-ar trebui o echipă mult mai bună aici la Târgu Jiu. Și am citit către Liga 1. Ce înseamnă o echipă mult mai bună?
să fie jucător mai cu experiență, pentru că la o echipă se cunoaște fiecare dată un jucător cu experiență. Dacă am citit la Liga 1, s-ar aduna și spectatorii să vină să ne vadă la fiecare meci, pentru că altcumva e atmosfera dacă ai mai victorii. Și să sperăm că din vară se axează mult mai mult pe asta și să ne batem la play-off și să promovăm. Bun. Haideți să mutăm puțin discuția și spre adversarii voștri. Adi, cel mai rău adversar, să spun, cel mai dificil oponent pe care l-ai întâlnit, dacă, bineînțeles, a existat până acum unul care ți-a dat bătăi de cap, așa. N-a fost unul neapărat. Părerea mea că cele din play-out sunt la același nivel cu noi. Dacă... Și este ca fotbalist, mă refer. Nu neapărat ca echipă. Înțelegi? Cineva să-ți fi făcut zile fripte pe teren. Da. Chiar cu echiperul de astăzi, Florin Răzdan, în meci. Oh, da. Meciul cu CSA de sezonul trecut, când am marcat de două. Când am și marcat de două, da. Da. Ai dreptate. Da. Cele din echipele din play-off parcă se simt așa o idee mai puternice. Însă v-am spus, cele din play-out sunt ori la același nivel, până ori mai jos, părerea mea. I-ai zis lui Florin, când a venit aici, Doamne ajută, că nu mai aveam chef de tine și să te văd în alte culori. Ce ți-a zis? I-ai spus ceva, domnule, nu mai simți prea bine meciul ăla. I-am spus, da. Și ce ți-a zis? Domnule, îmi făceam datoria și eu. Da, n-avea ce să fac. Asta era treaba lui. Corect. Dacă rămâi la viitorul, cât de important e totuși pierderea lui Florin, care merge la Slatina din sezonul viitor? Este o pierdere destul de importantă, pentru că Florin pune foarte mult suflet în tot ceea ce face. Asta am remarcat și eu, așa e. Da, chiar și contează foarte mult. Poate chiar compensează unele lipsuri cu devotamentul și cu atitudinea. Da, frumos spus. Răzvan, contează mult pierderea unui astfel de jucător în vestiar? Din punctul meu de vedere contează, da, nu pot să zic că nu, dar are și el lipsuri, dar ne ajută. Ca orice om. Da, normal, dar ne ajută, chiar cu sufletul, punea foarte mult suflet, cum a zis și Adrian, punea suflet la meciul și se simțea și uneori trebuia să lupt pentru el, că te-l vedeai de votat să câștige. Plus că stătea și cu gura pe voi, dacă se întâmpla câte ceva. Da, a fost și capitan la unele meciuri și e normal să asculți de un lider. Pentru că de asta are banderola pe unul, pentru că este un lider. Așa este. Tu ai avut vreun fundat sau vreun atacant care ți-a dat bătăie de cap pentru că ai jucat pe ambele fronturi, da? Ai arat banda aia și la mijloc, ai avut vreun adversar care să te irite din punctul ăsta de vedere? Cred că în primul sezon când am venit, atunci când ne-am bătut la play-off, când l-am prins pe Bauza și la Craiova acum, prin da, juca la Liga 2, da, la juca la Ciuc, da. Da. Ala a fost meciul, da, Bauza. Da, și ți se părea de atunci care o calitate superioară față da, de alți fotbaliști. Da, a avut o calitate, da, a avut o calitate și mă așteptam să fac pasul la Liga 1 sezonul ăla, pentru că a avut un sezon. Da. Băieți, eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost în această seară alături de noi. Ce să zic, multă baftă alături de viitorul. Sper să vă îndepliniți obiectivele atât cu echipa cât și cele personale și să ne auzim din nou aici și cu obiective mai îndrăznețe. Vă mulțumesc frumos. Mulțumesc și noi. Bun. Punem punct aici emisiunea noastră, Sportul Gorjean. Eu sunt Cătălin Pasăre. Ne revedem fiecare marți. Până atunci, să aveți o săptămână liniștită.